În primele șase luni ale anului 2023, Registrul Autoromân a verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, 44.472 de vehicule la nivelul întregii țări. În urma controlelor, inspectorii RAR au constatat că aproape jumătate dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. Cele mai multe neconformități au fost constatate la instalația electrică de iluminare, semnalizare, instalația electrică de iluminare, semnalizare, emisiile. Poluante, punții, jante, anvelope și suspensie, vizibilitate, șasiu și elemente atașate șasiului. Județul Vâlcea se situează mai bine în ceea ce privește procentajul neregulilor găsite, unde doar 19% dintre mașini au fost depistate cu probleme. În urma controlelor mixte, desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, pe parcursul primei jumătății anului curent, au fost aplicate 14.354 de sancțiuni, au fost retrase 12.362 de certificate din înmatriculare. Au fost imobilizate 194 de vehicule și 260 ITP-uri au fost anulate. După efectuarea controlelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în județul Vâlcea, au fost aplicate 202 amenzi contravenționale și au fost retrase 182 de certificate de înmatriculare. În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară, aproximativ 2,6% procente dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică ITP fals, expirat sau anulat.